Salut, pare din Republica Moldova și din România. Azi, în 3 martie 2020, am ajuns și la ultimii stup cu revizia de primăvară, cu strâmtorarea, cu aplicarea benzilor cu tratamentul, adică și hranii proteice. Am început lucrul acesta acum 12 zile în urmă, dar din cauza că s-a mai rășit timp, am avut parte și de ploi de care ne bucurăm, de fapt. S-o cam întins, lucrând doar în fiecare zi pe la amiază, o oră și al mult. Și în zilele care mi-au permis asta, mi-au permis timpul, adică. Și acum am ajuns la ultimul stup cu lucru. Și am vrut să văd un lucru. În primii stupi, 12 zile de acum, de când am pus turtele proteice și am restrâns cuiburile și am pus folia pentru apă, să văd dacă există vreo diferență. Eu zic că există, dar nu am verificat încă. Între familiile în care am lucrat acum 12 zile și între familiile care au stat până acum din iarnă, adică n-au fost efectuat nicio lucrare. Uite, așa mi-am pregătit. După cum am spus, am ajuns la ultimul stup. Stupul din cadru acum. Să vedem ce avem aici. Așa ca un rezumat la iernarea care practic nu a fost iarna, adică dar hai timpul ăsta mai rește iarna calendaristică. Rezultatul este în felul următor. Am găsit o familie fără matcă, o familie cu o matcă trântorită și într-un nucleu cu matcă de rezervă o matcă perită. Familii perite, adică mortalitate în familii moarte, nu am găsit. Este un rezultat foarte bun cu practic albină moartă pe fundul stupului foarte puțină. Asta e o ramă mai întunecată la culoare. O să o dau în margine, albinele vor lua mierea de pe ea, adică după diafragmă. Și va fi dat la topit. O altă ramă pe care avem și ceva păstură. O punem la margine. Mai sună și telefonul, dar pe urmă răspund. O altă ramă, ceva puiet aici, se vede că pășit, câteva ouă, foarte, foarte puține. Alo? Bine, bine, hai mi-mi sunați când vă apropiez de sat. Bine, hai. Vine cineva la mine, m-a sunat să întrebe cum ajunge. Adică am găsit pe prima ramă ceva foarte puțin puiet. Punem tratamentul. Următoarea ramă, uite aici și Regina, fără să o mai cauți, când nu o cauți atunci o găsești. Așa, și aici este cam o palmă de puiet pe rama asta. Este o zi destul de caldă, albinele zboară foarte bine, așa o vreme cu nourări și cu înseninări, dar e destul de cald. Mai vin și câteva albinuțe cu polen pe picioare. Următoarea ramă nu avem, adică avem o palmă de puiet,
în stupul dat. Doar atât, matca am văzut-o. Hrană energetică, adică miere este de ajuns. Așa, restrângem cuibul. După cum știți, le restrâng pe toate, pe patru rame. Anul ăsta am și familii foarte slabe în comparație cu anii trecuți. Vedem ce treabă vom face cu ele. Așa, și trei rame rămân după diafragmă. Iunii albinii pot să vii să-și iei hrana. Venim și cu o diafragmă. Jumătate de kilogram de turtă proteică. Punem și folia pentru a ține cald și condensul de care au nevoie albinele. Și cu asta am terminat revizia de primăvară complet. Am terminat practic lucrul. E un rezultat foarte bun a iernării, dar am avut norocul cu familiile care le-am avut anul ăsta mai slabi. Am avut norocul că nu am avut iarnă practic. Asta ar fi mai, așa ar fi mai corect spus. Așa, muia. Vreau să vă prezint. Am lăsat în urmă. Albinii zboară foarte bine, o veselie. Din când în când mai vine câte una cu polen, nu știu dacă o prinde aici. Foarte, foarte puține. Dar mai e, mai vine, nu știu de la ce. Drept avem, uite acolo, să văd ghiocei înfloriți. Poate ceva alun prin zonă, dar eu nu știu. Bine, și aici am o familie care am lăsat-o până în ultimul moment, pentru că am o nouă familie, un stup cu două compartimente, care au iernat cu două măci, adică de rezervă. L-am lăsat până în ultima, că dacă nu găsam, dacă se mai nimerea vreo familie fără matcă, să o iau de aici, să nu mai răscolesc pe urmă compartimentele astea cu turtile cu... Și acum le voi pune și lor câte 250 de grame de turtă proteică. Și turtele pregătite. Mai pregătesc și varostopul. Atenție și tratamente folosiți. Un prieten, mai bine zis un client care a cumpărat anul trecut de la mine albinele din raionul, din comuna Copăceni, raionul Sângerei. Anul ăsta au luat de pe AliExpress niște tratamente chinezești, nu știu cum se numesc, e scris tot în chineză. Alaltă ieri, sau acum 3 zile în urmă, așa ceva au pus, sâmbătă au pus la ora 2 tratamentele, niște benzi din plastic cu ceva impregnat, nu mai știu cu și, nici nu știu pentru ce le-au pus. Și luni practic au găsit familia aproape tot perit în întregime, puțin și-au mai rămas acolo, plus că tot puietul arvar pe podeaua. Atenție și tratamente faceți încă o dată. Așa, după cum am spus, aici am două compartimente, un compartiment. Nu știu cum să pun camera să se vadă cât mai bine. Cred că se vede. Aici două familioare, adică care sunt într-un compartiment una și într-un compartiment alta. Vreau să vă prezint un singur lucru. Asta e o ramă cu păstură. Eu adică nu le vânturi pe toate din cuib. Când lucrez știu foarte bine când familie de felul ăsta, puietul e pe prima ramă sau și el mult pe rama a doua, de la diafragmă am în vedere.
Uite aici avem puietul. Uite și o albinuță cu polen aici. Înseamnă că matca este. Indică faptul că matca este, nici nu o caut. Nu are sensul. Îi pun aici tratamentul. Și o strâng înapoi la loc. Mă strădui de fapt ca albine, familiile de albine să le țin cât mai puțin deschisă. Îi aplic și aici, după cum am spus, 250 de grame de turtă proteică. Și poftă bună. Și al doilea compartiment. Să vedem și aici ce avem. Adică așa avem hran, nu știu bine că iese de ajuns. Nu o să întind mult filmarea, scot doar o ramă aici mai aproape să văd dacă este matca. Uite, se vede puietul. Clar că matca este. Nu avem... uite și matca am găsit-o chiar marcată cu verde. După cum am spus, anul ăsta am doar 10 regini în stupine marcate cu roșu. Restul sunt toate măci 2019 marcate cu verde. Așa, îi punem tratamentul. Am început să spun, stupul dat este stupul cu numărul 100. De asta așa am lăsat. Am câțiva stup de felul ăsta, vreau să spun, câteva familii de astea mici. Dar l-am lăsat intenționat stupul numărul 100, că să fie ușor de reținut. Uite așa, aici folia nu mai pun, că nu am chip, dar am pus hrana cu folia peste ramele unui este puiet. Să prezint și numărul stupului. Uite, numărul 100. Din familioarele astea care acum sunt cam pe 3 rame, una, 3 rame, alta, o să prezint la salcâm și fac cu ele și cât mere voi extrage din aceste familioare. Sunt metode de a lucra și cu familii mai slabe. Nu e numai decât familii puternice, e clar, sunt adeptul la familii puternice, nici nu se discute. Deci am vrut să vă prezint, uitați-vă și la apă. Trebuie să mai pun așa câteva borcane. Adăpătoarele este foarte bine, nu sunt neac albina, nu-i stau cu picioarele în apă reșe. Trebuie să pun câteva borcane, dar numărul ăsta de albine multe la apă indică un singur lucru, un bucurător, este foarte mult puiet larvar. Ăsta este începutul, de unde am început eu să lucrez, numărul 1, numărul 2, uite de aici am început să lucrez, pun turta. Și am zis că chiar să... Bine, și la mea departe o să-l pun din numărul 2, de ce să vadă mai bine. Stupul numărul 2, care este... Am lucrat în el, am efectuat revizia acum 12 zile în urmă. Hai să vedem ce s-a petrecut aici în timp de 12 zile. Turta proteică, aici vreo 100 de grame a rămas, eu știu, poate o leacă mai bine de 100 de grame. Bine, nu o să-mi pe mult stup, că chiar mă deranjează lucrul ăsta să... Când noi luată turta complexă, eu folia asta de pe rame, dar pentru a face o comparație o să deschid un stup. După diafragma, albinile vin și eu hrana. Cineva mi-a dat întrebarea, dar nu cineva, dar mai mulți, uite cum o eu, mi-a dat întrebarea, nu era mai bine de descăpășit după diafragma o ramă de făcut stimularea? Poate, dar scopul meu e ca albinile să consume de aici, din cuib, să facă loc pentru regină, pentru a ponta. Rama lângă diafragmă, nu văd pe ea nimic, am în vedere puiet. Altă ramă, următoarea, dacă se vede în filmare, este o palmă bună, bună de puiet și în jurul puietului căpășit e tot ou, pe partea asta este și larvar și ou.
Adică de acum e mai mult puiet ca în familia care am ajuns azi cu lucrul la ea. Hai să vedem următoarea și găsim. Uite și aici cât e de frumos. Aici cu ou și larvar și este jumătate de ramă. Și pe partea asta la fel. Pe două rame și este. Aici spune că e aproape o ramă plină cu puiet. Și rama de la perete, uite că și aici este puietul. Și pe o parte și pe alta. Aici iar aproape o jumătate de ramă, hai să spunem. Aproximativ o ramă și jumătate, dacă ar fi să fie plină, comasat puiet, ar fi o ramă și jumătate de puiet. Uite care e diferența, puterea familiei fiind la fel ca și în familia care am lucrat. De aici dedușim restrângerea ghemului, restrângerea cuibului, adică hrana proteică pusă și folia pentru apă. Acestea trei lucruri au dus la așa o cantitate de puiet în timp de 12 zile, adică diferența este foarte, foarte mare. Cam asta am vrut să văd și eu. În zilele următoare, o zi, două mai trece, eu știu, probabil când mă întorc de la târgul de la Botoșani, mai corect așa ar fi. Sâmbătă mă întorc, sâmbătă înspre seară, duminică nu, cred că în lunea viitoare. Mai trec vreo 5 zile până atunci, dar vedem. O să revin la familiile datele, eu iarăși de la rând. Și o să le mai introduc sau văd chiar mâine, probabil chiar mâine o să merg eu cu 250 de grame încă de hrană proteică, de turtă proteică. Acum ce să vă spun? Zbor bun la albine, polen, adică din natură dacă fiecare are, și dezvoltare foarte bună în primăvară. Asta vă doresc la toți!